Salutare, bine v-am găsit! Vreau astăzi să vă arăt câteva exerciții pentru zona cervicală. Este o zonă extrem de solicitată în viața de zi cu zi, fie că stăm pe device-uri, fie că stăm la birou, în mașină și așa mai departe, dar chiar și atunci când dormim într-o poziție greșită, e posibil să ne trezim dimineața cu dureri de cervicală și nu știm de la ce. Ei bine, sunt câteva exerciții pe care trebuie să le luați în considerare și să aveți în vedere că este un proces așa de lungă durată, pentru că cu o floare nu se face primăvară. În principiu, din cunoștințele mele, cam după 3-4 ședințe de exerciții vă veți simți mai bine, dar până atunci trebuie să perseverați. De asemenea, nu uitați că aici pe canal mai există un video pentru cervicală și vă rog să-l căutați și să-l accesați, pentru că nu e așa, varietatea în general ajută. Chiar dacă nu aveți probleme cu cervicala, dar știți că zona este supra-solicitată, nu strică să facem aceste exerciții preventiv. Da? Așadar, înainte să începem, exercițiile vor fi în principiu aceleași, da? Tot ce lucrăm pentru gât în general. Exercițiile sunt înainte, înapoi, stânga, dreapta, întoarcere de cap, doar că poziția corpului va fi diferită. Ne vom așeza pe genunchi. Sigur că aceste exerciții pe care urmează să le fac acum, le puteți face și în picioare, pentru că majoritatea exercițiilor vor fi cu fața spre sol, din culcat dorsal. Trebuie neapărat să încălzim gâtul, așadar facem câteva exerciții la amplitudinea pe care noi reușim să o atingem. Dacă suntem cu dureri mari de cervicală, merită să încercăm exercițiile, dar nu forțat, dar nici la prima durere să și renunțăm. Da? Încercăm puțin să forțăm mișcarea, dar atât cât se poate până la limita durerii. În principiu, atunci când ne doare cervicala, ne este destul de greu să ducem capul pe spate. Deci vor fi exerciții înainte, înapoi, într-o parte și în cealaltă. Pentru că, de obicei, exercițiile pentru zona cervicală cam sunt aceleași. De data aceasta va fi doar poziționarea corpului diferită, iar mușchii și execuția o să vedeți că se simte diferit. Acum încercăm să ducem capul într-o parte și în cealaltă, să atât cât putem să ducem, să facem rotația completă a capului, atât într-o parte cât și în cealaltă, neapărat. Nu facem doar într-o parte. Ok. Perfect. Rămânem tot așa pe genunchi. Prind palmele, rotunjim bine spatele și ducem capul între brațe. Rotunjim bine spatele. Sigur că lucrează toată coloana, dar ne ajută și zona cervicală. Încercăm să dăm aerul afară și să împingem burtica către spate. Dacă nu reușim, scoatem tot aerul din plămâni. Perfect. Și acum îndreptăm spatele, neapărat poziționăm bine și capul, da? Și prindem palmele la spate, lipim omoplații și duc atât cât se poate capul pe spate. Tot în această poziție ducem capul într-o parte, da? Într-o parte și în cealaltă. Și într-o parte și în cealaltă. Dacă tot sunt aici, vreau să vă arăt iarăși un exercițiu foarte, foarte bun. Nu știu câți dintre voi reușiți să-l faceți. Știți acea mișcare de dans a lui Michael Jackson? Aceasta era. Dar bărbia rămâne paralelă cu solul, dar nu ducem bărbia în piept, pur și simplu, dacă nu reușim, ne așezăm aici o cărticică sau ceva, ca să ne asigurăm că bărbia rămâne paralelă cu solul. Și încercăm și câteva exerciții din acestea. Adun bărbia spre înainte, spatele rămâne drept, dar încercăm doar din cap să lucrăm și aduc înapoi capul în poziția lui firească, da? Unde ar trebui, că mulți poziția firească o au așa, da? Încercăm să aducem cât putem capul la locul lui. Da? Am reținut și acest exercițiu. Perfect.
și ne așezăm în patrupedie, sprijin pe palme, pe genunchi, neapărat palmele la nivelul umerilor, dar nu prea depărtate, unghi de 90 de grade, palme, trunchi, coapse, gambe. Și aici rotunjim tot spatele, la fel dăm tot aerul afară din piept și rotunjim bine spatele și extensie, da? Acest exercițiu ajută absolut toată coloana și vă recomand acest exercițiu să-l faceți zi de zi. Este un exercițiu complex pentru tot spatele, chit că aveți probleme sau nu. Este și de prevenție, scăpăm de rigiditate, da? Dăm tot aerul afară. Și extensie. Important de reținut că lucrăm doar din trunchi. După cum ați observat, n-am îndoit brațele, nu am mișcat bazinul, dar nici șezuta nu am dus-o pe călcâie. Pur și simplu rămân înțepenit în această poziție și rotunjez doar spatele, mult bărbia în piept. Și extensie. Ok? Bun. Tot din patrupedie. De data aceasta nu lăsăm spatele relaxat. Stăm normal și aceleași exerciții de care vă spuneam, că sunt aceleași, nu avem alte exerciții de făcut decât înainte, înapoi, stânga, dreapta, întorc capul într-o parte și în cealaltă, da, până la limita durerii, dar le facem, da, încercăm atât cât putem, dar le facem. După care lăsăm, duc capul într-o parte și ca și cum aș rota mult bărbia în piept și duc capul pe umărul celălalt. Și din nou, și într-o parte, încerc din tot, în tot acest timp să nu mă mișc pe brațe, să rămân neclintit. Și în aceeași poziție încercăm, dacă reușim, să facem rotația completă a capului. Și într-o parte și în cealaltă, ok? Și într-o parte și în cealaltă. Este important să facem toate exercițiile înainte și înapoi, și într-o parte și în cealaltă, fie că întoarcem sau aplecăm capul. Aceasta a fost o poziție. De data aceasta ne așezăm pe burtică, da? Culcat facial. Coatele sunt sub piept, degetele răsfirate, încercăm să lăsăm lipit bazinul de sol. Același lucru, lăsăm capul moale să cadă în piept și duc capul pe spate. Lăsăm capul în piept și pe spate. Da? Mă gândesc totdeauna în toate direcțiile. Întorc capul într-o parte și în cealaltă. Întorc capul într-o parte și în cealaltă și acum las capul, așez capul pe umeri și în cealaltă, după care las capul să cadă și completez cu rotarea capului completă, da? Fie semi, duc pe un umăr pe celălalt sau, dacă reușim în timp neapărat, să facem rotarea completă a capului. Perfect. Și lăsăm aici să cadă și vedeți ce bine vă veți simți. Simțiți cum se întinde efectiv zona cervicală. Sigur că în această poziție lucrează și zona lombară, dar nu strică. Noi cu precădere zona cervicală. Ne așezăm pe genunchi, pun coatele, le sprijin practic pe genunchi. De data aceasta mă ajut cu degetele, bag bărbia mult în piept, mult în piept, mă relaxez, cu spatele mă refer, da? Iar cu ajutorul palmelor trag mult bărbia în piept, dar capul rămâne moale, deci împing doar cu degetele și împingem și revenim sau pur și simplu rămânem acolo în această poziție. Și dăm drumul. Da? Sau exercițiile pot fi repetitive, înainte și revine. Iarăși mă ajut cu degetele și revine.
Tot în această poziție mă întorc cu fața la voi, cum avem coatele aici, pun o palmă sub bărbie, da? Rămân exact în această poziție, pun o palmă sub bărbie, întorc capul într-o parte și stau acolo. Atenție, nu forțăm foarte tare, da? Stăm, lăsăm practic greutatea normală. Dacă ne doare, atunci ne limităm puțin efortul. Și schimbăm același lucru, da? Palma în partea opusă a bărbiei. Și acum cu ambele brațe, cu ambele palme de fapt, le ducem degetele sub bărbie și împing bărbia mult în sus. Mult în sus, capul îl las moale în greutatea în palme, da? În degete. Grozav. Nu uitați că mai este un video, da, aici pe canal pentru zona cervicală. Sunt exerciții atât pe scaun, cu prosop și așa mai departe. Acestea vin în completare. Dacă vă confruntați cu dureri sau pur și simplu de prevenție doriți să faceți aceste exerciții, puteți să variați acel video, acest video. Bun, acum suntem culcat dorsal, sprijin pe tălpi. Așezăm palmele la ceafă și nu folosim deloc abdomenul, nu avem treabă cu abdomenul, ar trebui să rămână relaxat. Palmele sunt la ceafă și trag, tot așa cu ajutorul palmelor, trag bărbia în piept, practic, și îmi las capul moale în palme. Și trag atât de mult cât pot, dar eu conduc mișcarea. Veți simți cum toată zona gâtului se va întinde. Bun. Deci tragi bărbia înainte, da? Și acum încerci să o tragi ușor într-o parte, dar lăsăm umerii drept, doar un pic capul, mă ajut cu brațele, da? Și îl duc ușor într-o parte și în cealaltă, da? Doar cu ajutorul brațelor. Abdomenul nu este deloc încordat, capul rămâne cu toată greutatea lui în palmele mele și mă pot juca. Acum exercițiile acestea le-am făcut cu palma, dar în celălalt video sunt și cu prosop. Dragii mei, asta a fost tot. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, vă mulțumesc că îmi scrieți. Eu de asemenea fac tot posibilul să vă livrez așa informații despre exercițiile pe care eu le fac, da? Eu sunt garanția lor până la urmă. Așadar, aveți grijă de voi, multă, multă sănătate și toate bune!